Neața, dragi urmăritori. Partidă de 50 de ore pe o baltă sălbatică. Abia aștept să ajung, mai am puțin. Wow! Va fi super. Vremea capricioasă, dar nu contează. Am destul timp. Sper să fac o captură frumoasă. Vă țin la curent. Aloha! Și aici voi pescui. Două pe plumb și două pe... Neața bună! Haideți să vă arăt puțin ce trebuie să faci prima dată când ajungi pe un lac pe care nu-l cunoști. În primul și în primul rând, de obicei nu prea ai de ales, dar rezervi standul și asta e. Nu prea poți să te miști, așa că vii, te-ai instalat. După ce te-ai instalat și ți-ai pus toate trancafusele, bineînțeles, sondarea, ca să vedem ce substrat și după aceea cu markerul, să vedem și adâncime. Aproape exact. Am firul, fir textil și am plumb de sondare, da? Prima dată facem o buclă mare și o să vă spun și de ce. Pentru că eu cu această lansetă o să folosesc și racheta. Deci o să nădesc cu racheta. Da? Am făcut o buclă mare, simplă. Bun. Și mai facem o buclă mică da?
o buclă mică și o buclă mare. De ce? Pentru că este foarte simplu. Dacă ăsta e plumbul ăla mai greu, aici n-am nevoie. Introducem. Prin buclă. Loop to loop, îi zice. Da? Și avem așa. Și atunci când, după ce am sondat, este foarte ușor să desfacem, vedeți? Desfaci, ai desfăcut. Bun? Simplu. Sondată partea aia, numai pietre, deci avem un substrat pietros. Partea asta o să pescuiesc la feeder, așa că vreau să știu exact dacă am agățături, pentru că văd că este trestă. Deci, cumva, deja am înțeles locul. În mare cam știu ce e. De zona asta de la umbrelă, exact așa în față, toată partea aia, jur împrejur, până inclusiv la mine, este zona pietroasă, jur împrejur. După aceea, chiar în mijloc, trestie. Și culmea, că este mai adâncă, mi-am dat seama doar după plumb, dar o să pun și markerul exact acolo. Nu pun în mijloc, pentru că risc să mi se lase și posibil să pierd mare. Dar în principiu o să pășesc exact pe margine de acolo. Și aici mă puțin să vă arăt. Partea asta am să pescuiesc două lansete la crab. Proprietarul, am acumulat clar niște informații, proprietarul spune că sunt exemplare foarte mari aici. Așa că o să pescuiesc strict la ei. La feeder o să mă joc la ceva mai mic. Și o să-mi iau ca punct de reper pomul ăla de acolo. Este zonă pietroasă aproape tot până la mine. Dar pomul de acolo o să fie ca reper și o să lansez aproape de malul opus. Cred că sunt undeva la 130-150 de metri, undeva acolo. Bun. Deci legat de sondare, asta a fost. Acum pun markerul
să văd și ce adâncime am. Și după aceea mă apuc de spum. Bun. Așa. Deci am făcut partea cu sondarea. Acum, fiindcă vreau să lansez mai la distanță, o să folosesc spombul cel mic, mărimea S. Și cum fac? Deci, cum am spus, trag de lup. Am ieșit cu plumbul. Și la fel. Introduc prin bucla mare. Și deja am atașat. Foarte simplu. Da? Dacă nu știți să folosiți racheta de nădire, am un videoclip special. Clic aici. Bun. Și acum începem efectiv nădirea. Ce folosesc pentru nădirea cu spombul? Am aici un mix de semințe, un amestec, porumb și cânepă. Am porumb natural fiert, vidat. Și am două pungi de Boilies de la Caperlan, unul Scopex și unul Strawberry, căpșună, da? Nu am să le pun întregi, sunt de 20 de milimetri, dar nu am să le pun întregi. Am să le tai. Și câteva, nu multe. Deci cam jumătate de pungă. Bun. Am un booster de strawberry.
dau puțină culoare. Așa arată, da? Picheții de măsurare a distanței unde pescuiți. Nu, că mă deranjează de la supă. Com? Da. Mâncam supă. Ah, cred că s-a dus. Pachirul cu înțelăvoase. Da. Nu m-am dreapă să duc. Interesant. Cred că vrea să se bage în cioate. Că am văzut o cioată mică. Văd la primul
cel care s-a auzit, am văzut cum a plecat firul pe apă, zic, e clar. Stăteam liniștit, mă uitam acolo la feeder, mâncam o supă și... Hai că mă scol, dacă m-ai trezit. Da, nici nu-l chinui, că nu pare mare, da? L-ai dat mult încolo, nu? Da, asta am dat-o exact în drept cu pomul. Dar nu... Hai să nu mi se bage aici, uite, vezi? Exact acolo vrea. Da, da. Și s-o și dus acolo, las-o țără. N-are nimic, las-o țără, că să văd ce vrea să facă. Sincer să fiu, nici nu știu care dintre ele e cu split, jumate-jumate, boilies cu pop-up. Chiar nu știu. O să văd acum dacă reușesc să scap de ceata asta. Da, eram sigur, dar n-am vrut să trag de el. Am zis că lasă să facă ce vrea, că nu știu ce pește sunt aici, știi? Și... De când s-a dus, nu m-a îndreaptă să dus. Da. Lasă-o țără, că n-am ce să-i fac. Trag ușor până se dă el singur. Mm-hmm. Uite coama. A, dă-te în p***i. Ne face un ciudă. Crăcean, fain. Hai. Așa, așa. Maricel. Cred că da. Dacă te rog. Că n-am vrut să-l... Din dreapta cu el? Da, aici așa avea. Un bușel. Este. Muncă în echipă. Da. Hai să-l punem aici frumos. Mă duc eu cu după urmă. Așa. Asta-o. Zic eu. Ce să nu te agăți? Merci de help. Drag. De la mi-a fost mie frică, că am zis, bă, dacă îl las, poate se dă el singur, știi, deoparte. Și s-a dat, că nu are ce face, fără numai să se joace. Mamă, dar ce ușor sunt ăștia de, cum le zice, într-o parte l-am prins. Da. La half-half. Jumătățică. No. Da. Da, l-am dat departe. Am văzut și câte... Cam dat 2-3 rachete. Am văzut. Și după aia nimic mai mult. Frumușel. Așa zic, când vă las? Stai să te pun, măi, deoparte. Opa! E să nu-ți agăți peleții. E frumos, e frumos. Da, chiar fain, chiar fain. Are, păi fain în bărba. Așa. Facem o pozică. Ești drăguț.
Ui, acolo am... Poți să te uiți liniștit. Deci am zis numai... Cum le zice? Da. Și jumătate și numai de astea. Cred că așa ceva. Pe două am cu momitor. Am două pe plumb. Și două pe... Cred că... De ce nu știu făcut? Momentan... Momentan moment. Așteptăm și... și din partea lui. Da, cred că este ceva. Așa nu mai duce până în următorul. La feeder încă nimic. Asta am să spun, feeder-ul așa a fost el, nu da, pozitiv. Da, da. Dar bine, a mai schimbat între timp, dar acum știu că e gol, n-are ce să vină. Și și dacă vine, i-am lăsat fir să plece. Da, cred că e încă unul de vreo 6 kg. Dar numai în larg merge. De tot. N-a zis carasul, nu s-a primat. Păi nu, asta... Ala teri și pe două zile am văzut în bătaie. Da. Că de asta am zis că, bă, hai să vin și la fielder, o țără, că îi mai duc un cărășel la mea sau ce prind mai mic. Da, da, nu este carasmic. Da. Adică carasmic. Opa. Hai, du-te. În dreapta se duce de obicei. Păi ăsta care l-am luat, a venit s-a băgat aici. La ceata asta așa, păi l-am lăsat, treaba ta, fă-ți de cap. Deci vin, se bagă, dar dacă nu-l tragi, la un moment dat iese el. Nu... Nu-i chinui. Dar e fain. Hai că văd că vine spre mine. Se duce la trestic, aici sunt trestic. Ia uite. Hai mă, frumoșelule. Deci clar la pop-up-uri nu vrea, îi place jos, să nu vadă ceva sus. Ia uite. Unde te duci, mă? Că îmi dă mai mult de furcă ca alălalt. Ah, da? Am înțeles. Asta văd că vrea pe partea asta alta. Nu. Nu, că e de mult jos. Aici e un parc mare, fain de tresti. Are unde să se ascundă. Da, las că iese el singur.
profesor. N-am ce să-i fac. Că și când am sondat, am scos câteva trestii de aici. Dar pe margini e piatră, e fain. Da, da, da. Pe margini. E super. Aici cred că e asta, da. Nu pot să trag de el. Las. Care, ce record aveți pe baltă? La crab? Și crab sau la ten? De chile. Deci aveți și peste 20. Da, 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 da. Fain. La amur știu eu precis că este tot așa la 23-24. I-am băgat eu. Fain. Da. Da. Chile pe el. Ar fi cum acum să-mi ia și la feeder. Dacă îi dau țăr liber să văd ce face, că n-am ce să-i fac. Dacă pe ăsta am, eu am făcut o poză la asta ce l-am prins. Foarte fain. Dar nu l-am cântărit, că eu aștept să prind peste 10. A fost la da, da, da. Un 8 kg acolo. Frumos. Foarte fain. Să văd ce face. Dar interesant că numai de două ori mi-a sunat. Foarte interesant. Nu vrea să plece. Și clar că e agățat și bine. Aventură cu un pește. Wow.